Ar trebui să le dea acum, nu atunci pe 9 ianuarie. Autoritățile s-au grăbit să anunțe distribuirea alimentelor, însă firma care a câștigat licitația nu și-a onorat promisiunea. Bonurile de ordine au fost împărțite încă de săptămâna trecută, iar oamenii au venit cu sacoșe pentru a ridica produsele. Au plecat însă cu mâna goală. Era bine dacă veneau la timpul lor când trebuia. Ați luat bon de ordine? Da. Și vă veți întoarce când? Când... Deci au luat număr de telefon, să dau telefon, nu să mai vin așa. Vă mai pună pe drumuri? Da, normal, normal. Mai mă pună pe drumuri. Na, e și benzina scumpă, vii cu mașina, că nu poți să duci cutia aia sau... Dar credeați că astăzi urma să luați alimente? Da, păi da, așa am bonul. Deci am bonul aici. Pe data când de 5. Când ați luat dumneavoastră bonul? Păi l-am luat acum 2 săptămâni. Și așa v-au spus, că astăzi trebuie? Da, da, astăzi. Ia uitați. Ați luat bon? Da, da. Vă ajutați să primiți chiar și alimentele? Da, bineînțeles. Și ce v-au dat? Doar bonul? Doar bonul deocamdată. Când urmează să veniți să luați alimentele? Păi la anul viitor, pe 9 exact. Erau binevenite acum în anul acesta? De... Bineînțeles, da. Era și indicația pe ele că se dau pe anul 2014. Normal că era mai bine, că nu avem și noi bani, nu avem servicii, nu avem nimic. Cu ce trăim? Din gunoaie, din gubele? 9 ianuarie. Trebuiau să vină acum, înainte de sărbători? Așa au zis, da. Dacă nu veni rău. Autoritățile ridică din numeri și spun că nu este vina lor. Firma care a câștigat licitația de distribuire a pachetelor aparține afaceristului Nicolae Sarcină și ghinion. După țeapa cu dezăpezirea, afaceristul gorjean și-a permis să păcălească nu doar autoritățile, ci și mii de gorjeni care sperau să primească alimentele de la Uniunea Europeană de sărbători. Cutiile cu alimente erau așteptate să ajungă ieri, astăzi ni s-a comunicat că vor fi distribuite în perioada următoare, deoarece lipsește un produs respectiv, conservele. Noi am distribuit deja bonuri de ordine la beneficiari, de care se vor ține cont, iar în momentul în care alimentele vor ajunge la noi, vom începe distribuirea imediată, chiar și în zilele nelucrătoare. În alte județe din țară, pachetele alimentare au fost deja distribuite. Teoretic, alimentele ar trebui să fie distribuite în anul 2014. Practic însă, pachetele vor ajunge la gorjeni abia la jumătatea lunii ianuarie a anului viitor, când Sarcină își va reîntregi stocurile de alimente.